Este o competiție foarte mare, că nu concurez cu 18 milioane de români, cu încă vreo 4-5 milioane de moldoveni, ci concurez cu 7 miliarde de oameni. A descoperit computerul la 3 ani și la 11 ani mergea la Olimpiada Națională de Informatică. A participat la peste 130 de concursuri, iar în clasa a 12-a a câștigat marele premiu la Intel ISEF în America, unul dintre cele mai mari concursuri de știință din lume. A apărut în revistele Time și Forbes drept unul dintre cei mai influenți tineri ai momentului. A câștigat nenumărate medalii la saloane de inventică din întreaga lume. În timpul facultății, pe lângă programator, a devenit și antreprenor, fondând o companie care produce roboți la Râmnicu Vâlcea. El este Ionuț Alexandru Budișteanu. Ce bună. Faci? Bine. Unde mergem? Noi o să mergem într-un parc, o să mergem la biroul meu, din București, unde facem software și chiar la Gaudeamus. Facem un selfie și mergem? Da, mergem. Ionuț, te-ai născut în Râmnicu Vâlcea, ești singurul copil al familiei, nu? Da. Povestea ta cu computerele a început la 3 ani, înțeleg, și e foarte drăguță. Cum a ajuns computerul în viața ta? Este vorba de 95-96, eu fiind născut pe 1 decembrie 1993. A fost o, să spunem, o poveste interesantă și frumoasă pentru mine. Da. Și anume, părinții mi-au dat un împrumut la o persoană din București, la un membru din familie. A trecut ceva timp și businessul respectiv nu a funcționat și a trebuit să returneze banii. N-având să-i returneze complet, a returnat un calculator, un 386 și o parte din bani. Și n-au vândut acel calculator, mi l-au dat mie, ei erau foarte ocupați cu treburile lor. Și ce făceai tu la 3 ani cu un computer? Păi normal, jucam jocuri, numai că era altfel în 95 și nu era nici măcar monitorul color, era alb-negru, era text, era în terminal MS-DOS, după aia a apărut și Total Commander-ul cu un ecran albastru, dădeai din tastatură, nu exista mouse, nu exista box, nu exista CD-ROM pe vremea respectivă și am jucat mii de jocuri, acolo era mai dificil, neavând un hard disk mare, era 1 mega, 2 mega, tot timpul trebuia să șterg jocul, să-l instalez, să-l copiez, să-l șterg, să instalez altul și astfel am învățat și engleză, să spunem, și între timp am obținut foarte multă experiență. 2018, centenarul României, se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. Eu sunt născut chiar pe 1 decembrie, fac 25 de ani. Erai conștient că e ziua ta de ziua României? Am conștientizat eu pe la 4, 5, 6 ani de zile că de fiecare dată când porneam televizorul erau tancuri la paradă. Și a început să fie o pasiune, adică să fac și lucruri utile, nu neapărat să joc jocuri. Și după aia a apărut un declic, jocurile au ajuns la zero. Da, cam la ce vârstă au ajuns jocurile la zero? Pot să spun clasa a 5-a, la școală. Am întâlnit o profesoară minunată, Mirela Misano o cheamă, din Râmnicu Vâlcea, ce mi-a fost dascăl în informatică. Dânsa, să spunem, mă păcălise, mi-a spus că dacă învăț informatică și merg la concursuri, știu să-mi fac și propriul meu joc. Și astfel nu prea mai fost eu interesat, a spus hai să învăț informatica asta și am participat la concursuri, am fost și la calificat la Olimpiada Națională de Informatică, numai că problemele de informatică sunt mai mult niște probleme de matematică scrise pe calculator și astfel tot nu e jocul. Dar într-a 5-a mi-am făcut propriul meu joc, era scris în C, era foarte complicat, nu l-am scris implementat de la zero. Cumpărasem o carte, că începusem să citesc cărți atunci, că nu prea puteai să studiezi chiar cărțile pe internet așa de ușor. Ideea care, școala încearcă să te facă să faci sute de probleme, ca după ce ai făcut sute de probleme înțelegi conceptul respectiv, cum se aplică. Dacă ajungi la nivelul de performanță, înțelegi cum le aplici în viața reală. Așa e și cu matematică, așa e și cu informatica. Da. De obicei, cartea asta e groasă că sunt sute de probleme care repetă și cam același lucru, dar în principiu cineva dacă le face pe toate, după aia reușește să le înțeleagă și le poate aplica undeva. Și tu câte zeci de cărți de astea ai făcut? Da, cu siguranță am poate sute de cărți. Serios? Sigur. Și știu că atunci au început practic concursurile tale și au fost foarte multe, sunt peste 130. Luai direct premiul întâi, adică ai fost întotdeauna? Nu, cu siguranță nu. Chiar prima dată când am fost la Olimpiada Națională de Informatică, deși știam funcții, făcuse recursivitatea, am luat 0 puncte, din cauza că la informatică ori e 0, ori e 100%, adică nu prea... Ce clasă erai? Între a 5-a. După aceea am fost locul 15, nu mai știu exact. Și când ai ajuns locul întâi? Între a 8 am fost în lotul național de informatică, să mă pregătesc pentru Olimpiadele Internaționale de Informatică. Știu că am fost printre primii care nu m-am dus la Olimpiada Balcanică de Informatică, dar eu am fost cel mai mult pasionat de a face aplicații. Pasiunea mea e să văd un proiect, cum pornește de la zero, cum se dezvoltă luni de zile, cum primești feedback de la oameni, la un utilizator care ți-l folosesc. Asta e, vrei să-l vezi implementat. Vreau să-l văd implementat, pentru că o formulă moare după concurs. Odată cu Gaudeamus este și salonul de creație și inventică. Unde e aici? La etajul 3, chiar este la etajul 3. Și asta e replică după Michelangelo. Capela Sixtina. Da. Cu o mână de robot. Deci prima dată când am venit la salon am fost în 2012, mi se pare. Nu, în 2010 eram în clasa 8-a sau 9. Și ai prezentat ceva? Am prezentat software, am prezentat un antivirus, se numea Mini PCilin. Și am avut și experți care lucrau la companii de antivirus din România. Da. Mi-au spus că dacă l-aș fi implementat cu vreo 10 ani înainte, eram milionar. Și ai venit pentru că o să vorbești? Da, am fost invitat să vorbesc despre istorie, despre ce planuri vom avea pentru generația mea, pentru generațiile următoare. 5-11 am făcut la Micea cel Bătrân și între 11-a, la propria mea decizie, am dorit să mă mut la un alt liceu, am terminat Olchimul, că și mama mea a terminat acolo. Bine, mama a mers pe o carieră cu chimia, dar eu am fost la informatic. Voiam să te întreb de povestea ta cu competițiile din America, pentru că tu la 19 ani ai câștigat un concurs foarte mare, Intel International Science and Engineering Fair. Este cea mai veche competiție din lume de creație și inventică. Era gândită pentru americani, a pornit prin 1940 în timpul Războiului Mondial al II-lea, dar tot din 40 și ceva au pornit și o competiție internațională. Lucrasem pentru a face software cu inteligență artificială pentru mașină fără șofer, pornise de la niște cursuri de la Stanford, mașinile de la Google, care au fost proiectate de Universitatea Stanford, folosesc un dispozitiv foarte scump de $75.000 atașat pe mașină, care se învârte 360 și recunoaște mediul jurător, că nu ai cum să recunoști obstacole, genul stâlp, nu știu, o pisică, un câine din cameră, totdeauna cu eficiență de 100%, și trebuie să ai un radar, în special un lidar. Și mi-am dezvoltat și un lidar acasă, cu electronică, am început să-mi fac și electronică puțin, dar pasiunea mea totuși e programarea și, surprinzător, le-a plăcut enorm de mult soluția prezentată către mine și mi-au dat marele premiu, nici n-am știut. De fapt, lucru foarte frumos în proiectul tău era că este low cost, adică făceai ceea ce Google făcea cu 75.000 de euro, tu, la tine cât ar fi costat acea mașină? Prototipul pe care l-am folosit eu, l-am creat, era $200. The winner of the $75,000 Gordon E. Moore Award in the category of Computer Science from Ranicu, Valseu, Romania, Ionuț Alexandru Budișteanu. I can have words to describe the feelings to win the biggest award from 1,600 students from 70 countries. It gives me a positive feedback to continue my projects. I want to be an university researcher because the people who change the world are the university researchers, and so we need to help the entire of the world through our projects, through our ideas, through our mind. Aveai 19 ani, ai dat la facultate, ai ales București. Da, am ales Universitatea din București, informatica, pentru că am învățat și matematică și programare. Am avut și timp liber pentru proiectele mele. În anul 2 la facultate mi-am deschis și firma Râmnicu Vâlcea. Am început, surprinzător că trei altceva, către niște roboți. Am început să asamblăm roboții VisionBot, mai întâi să-l proiectăm, după aceea să vedem dacă putem să facem și o versiune industrială. Am început să și asamblăm mai multe unități pentru a le comercializa. Le-am comercializat și în Anglia, și în România, în special în Uniunea Europeană. E mai ușor de transportat, care e 55 de kilograme și e mai dificil de a-l transporta până la cineva în India sau în Pakistan. Și mai mult surprinzător au fost din India. Gândește-te că sunt un miliard de oameni acolo. Da, deci sunt niște roboți care asamblează plăci electronice, circuite electronice, plantează componente electronice. Le ia, le analizează cu un microscop digital, vede care este eroarea de plasare, să evite eroarea respectivă și după aceea le plantează cu o precizie de 30 de microni. Cât ți-a luat să creezi acești roboți? Surprinzătorul în electronică și în hardware durează foarte mult. Pot să spun că prima mașinerie a durat, nu știu, 6-8 luni de zile, numai că după aceea a trebuit să facem o versiune industrială. Da. Și după aceea încă este un proces de a simplifica procesul de asamblare. Recent am asamblat 600 de alți roboți pentru un client și astfel încercăm să facem și electronică. Da. Electronica este un pic mai ușor de scalat, în special dacă ai roboți care asamblează plăci electronice, că noi folosim roboții... Acum folosiți roboții voștri pentru alți roboții. Da, și chiar pentru aceiași roboți. Trebuie să mergem în partea cealaltă. Că începe speech-ul tău, nu? Sigur. Știu că după ce ai terminat facultatea, au fost 3 ani la Universitatea din București, ai avut o bursă în America, oferită de Google. De ce ai ales să mergi acolo? De ce te-ai întors? Cum a fost povestea? Da, am fost acum un an jumate, aproape, în Silicon Valley. A fost mai mult o experiență interesantă din ce cauză, că era, să spunem, o școală antreprenorială, se numește Singularity University. Câte luni a durat cursul? Școala a fost vreo 4 luni de zile. Da. Eu am încercat să fac și un startup. Antreprenoriatul presupune alte abilități. Îți place? Eu încerc să le combin pe amândouă. Nu știu cât de bine le combin, și partea tehnică și partea antreprenorială. Când nu ai resurse foarte mari, când nu ești o corporație, atunci nu-ți poți permite să angajezi 100 de oameni ca să experimentezi, să testezi o idee. Și automat trebuie să fii mai mult antreprenorial tehnic, o persoană și tehnică, să înțelegi că n-ai nevoie de 100 de oameni, ai nevoie de 2 persoane care folosesc astea 2 tehnologii, că astea sunt cheile succesului. Și automat sunt și uimit. De exemplu, la WebDollar am lucrat teoretic 6 luni de zile să pornim tehnologia de la o idee, să o lansăm. Dacă înțeleg eu bine, tu ai început să fii antreprenor pentru că doreai ca ideile tale să ajungă să existe, să nu fie doar pe computer sau într-un plan de business, ci ele să existe. Neavând pe cine să rogi, ai devenit tu acest antreprenor. Cu siguranță. În partea din dreapta avem softurile, calculatoarele și dezvoltăm aplicații software. Este Alexandru Panait. Bună, Alexandru Panait. Alexandru, încântat. Ce face Alexandru Panait? Pe partea de tranzacții. A, da? Da, pentru WebDollar. Așa. Și în momentul de față încercăm să îmbunătățim tranzacțiile, să funcționeze într-un mod mult mai optim față de cum funcționau până în prezent și încercăm în același timp să aducem noi feature-uri acestui proiect. Software-ul este mult mai scalabil și anume poți să dezvolți o tehnologie care peste noapte să aibă 10 milioane de utilizatori. O tehnologie care am început anul trecut, în octombrie, chiar pe vremea aceasta, să dezvoltăm o tehnologie blockchain, se numește WebDollar, o criptomonedă. Așa, un fel de Bitcoin. Un fel de Bitcoin. Toată ideea a fost că noi l-am creat de la zero, în ideea de a evita niște greșeli care au fost făcute în Bitcoin. O să intrăm pe WebDollar. Moneda noastră, în dreapta ai portofelul. În cazul în care nu ai niciun portofel, ți se generează un portofel automat. Eu am un portofel 66.000 de WebDollar. Mi-arată banii reali. Mi-arată că în acest portofel am 81 de WebDollar, 820. Se poate mina. Îmi selectez adresa în care mine și dând pe start începe să-mi facă hash-uri. Făcând hash-uri, el validează tranzacții din rețea și validând tranzacții, eu sunt răsplătită de către rețea, de către sistemul WebDollar. Scopul principal a fost să facem o monedă digitală care este direct nativă internetului. Bitcoinul e pe internet, toată lumea îl folosește pe internet, dar nu e nativ internetului. Și astfel nu-ți trebuie să descarci un portofel, nu-ți trebuie să descarci o aplicație și odată ce te-ai conectat ai intrat pe un site care acceptă WebDollar, tu te conectezi cu toată rețeaua. Acest portofel este salvat direct la mine în calculator, deci nimeni nu deține acest portofel, îl pot cripta ca să transferi bani efectiv, intri în portofel, scrii adresa destinatarului și după aceea scrii suma, plătești un comision, comisionul momentan este de 5 bănuți, 10 bănuți și poți să transferi orice fel de sumă vrei tu. Știu că numărul de bitcoins este limitat la în afară, 21 de milioane. Voi ce număr aveți? Ce limit ați pus? Am găsit și asta o greșeală în Bitcoin. Cantitatea este foarte redusă la Bitcoin. Și din cauza asta este foarte greu de a lucra în viața reală cu Bitcoin. De exemplu, o cafea este, nu știu, 0,0001 Bitcoin. Da? Pentru că e o cantitate foarte mică, iar noi suntem o populație foarte mare. Noi, alături de un profesor universitar de la ASE, am decis să mărim această cantitate inițială de la 21 la 42 de miliarde. Pentru că este mult mai ușor să dai 100 de WebDollar pentru o cafea decât să dai 0001 WebDollar pentru o cafea. Oamenii creează tranzacții, că asta este toată ideea, și după aceea minerii le validează să fie corect din punct de vedere matematic totul, că nu au apărut bani, că nu dispar bani și așa mai departe. Ei validează tranzacțiile respective și le includ în următorul bloc. Un singur bloc se acceptă la 40 de secunde și astfel este o competiție cine câștigă acel bloc, pentru că cel care propune și câștigă blocul respectiv câștigă la noi 6.000 de WebDollar, la Bitcoin 12,5, ce înseamnă 60.000 de dolari. La noi se câștigă posibil vreo 30 de dolari la fiecare 40 de secunde, 20 de dolari la fiecare 40 de secunde, ceva de genul ăsta. O experiență personală. Am un cec din Arabia Saudită și nu-l pot încasa la nicio bancă din România. Am fost la peste 10 bănci în România. Și dacă aveai bitcoins, puteai să încasezi? O oră. Serios? Da, nu în 10 minute, nu într-un minut, într-o oră, singur. Și dacă ai fi avut WebDollar? În 40 de secunde. Deja funcționează la nivelul ăsta? Da, atât de rapid, nu? Noi, pentru că asta am spus, am încercat să facem îmbunătățiri, am încercat să reducem timpul de 10 minute de la Bitcoin la 40 de secunde, să poate reducem timp cu cât crește tehnologia la mai puțin și astfel există multe avantaje. Există și dezavantaje. Comisionul la o tranzacție este la același și dacă vrei să transferi un cent și dacă vrei să transferi 1.000.000. Cât e comisionul? În momentul de față, nu știu, este de 10 bani, 5 bani în momentul de față la WebDollar. Dar da, în funcție dacă crește numărul de tranzacții pe secundă și el trebuie să crească. Asta ce e? Noi facem panouri publicitare și le asamblăm în Râmnicu Vâlcea și când mai prezentăm la diverse expoziții, mai folosim noi câte un panou publicitar. Ăsta a fost prezentat la Romexpo, cu mai multe proiecte ale noastre. Cu roboții VisionBot, cu WebDollar și așa mai departe. Ai luat premii la saloane de inventică, ai fost și la Geneva, ai fost la Bruxelles. Te mai duci? Eu, în momentul de față, sunt foarte crezător că trăim într-o altă eră și era este de a transforma acea tehnologie și tu trebuie să o comercializezi. Adică ori trebuie să-ți găsești un partener care să folosească tehnologia respectivă sau să găsească clienți care să o folosească, ori tu trebuie să o realizezi și să o faci. Adică nu sunt de părerea că obții un dosar de hârtie și după aceea cu dosarul ăla de hârtie, gata, oamenii o folosesc. Cine organizează această discuție? Asociația Scriitorilor Români de Specialitate. Ai scris vreo carte până acum? Complet nu am scris o carte, dar am fost coautor la câteva cărți. Nu pot să mă consider scriitor sau ceva de genul acesta, dar mi-am dorit. Și nu neapărat trebuie să considerăm că trebuie să scrii neapărat într-o carte. De exemplu, chiar și programator e un scriitor, că scrie linii de cod zi de zi. Ai niște liniuțe de asta. Da, asta este codul sursă de la WebDollar. Sunt peste 40.000 de linii de cod în momentul de față scrise. Deci 45.000 înseamnă cât 2-3 romane. Numai că nu e ca la limba română. Adică scrii romanul, gata, hai să mergem la editor, îl publicăm cât mai repede posibil și gata, facem următorul roman. Nu, aici se modifică fiecare propoziție posibil. Sunt linii care au fost modificate de 50 de ori sau 100 de ori. De asta competitorii noștri au investit 10 milioane de dolari într-o tehnologie asemănătoare, că nu sunt lucrurile ușoare. Sunt foarte mulți oameni, sunt și peste 7 miliarde de oameni, trebuie să vedem cum putem noi, ca români, să avem cât mai mare impact asupra acestei planete. Să creăm tehnologie. Tehnologia poate să fie creată, nu trebuie doar să o importăm din străinătate și să ne gândim cum o fac ăia, și trebuie să avem o misiune. Fiecare dintre noi avem un scop, ne place să facem ceva, avem o pasiune. Hai să vedem dacă putem să inspirăm cât mai mulți tineri, să inspirăm cât mai mulți oameni din România, cât mai mulți români să facă un lucru bine, dar să-l facă în fiecare zi cu mare plăcere și cu mare drag. Mai ai câteva lucruri pe care le-ai creat tu, care au și o componentă socială, să spun. La un moment dat ai creat un limbaj care îi ajuta pe nevăzători. Este un dispozitiv electronic. Am încercat să-l asamblăm. Filozofia principală este că acel dispozitiv are o matrice care pune electricitate și atunci când pui matricea respectivă pe limbă, tu simți o imagine de pișcături și în timp poți să recunoști anumite pattern-uri, gen în special litere, cifre, diverse, câteva mici obiecte și așa mai departe, dar este, nu locuiește văzul vreodată, ci doar este de a folosi un alt organ pentru a avea stimul adițional. Și aici? Ce e asta? Este un premiu pe care l-am primit. Deci în octombrie am pornit proiectul și în noiembrie sau în decembrie, 15 decembrie anul trecut, am prezentat pentru prima dată conceptul acesta WebDollar. Noi dezvoltăm un proiect open source, deci WebDollar nici nu poate să breveta, sau nu se poate inventa, pentru că e deschis la oricine, nici măcar nu există trademark. Chiar cineva a încercat să înregistreze trademark-ul, numele nostru, să ne dea în judecată și au văzut că nu se poate. Li s-a părut foarte interesant conceptul. Li se părea nerealizabil că noi am propus ceva cu totul diferit față de ceea ce există pe piață. Mai aveai un proiect drăguț în care încercai să lupți împotriva infractorilor pentru bănci, să se ferească de persoane care intră și vor să atace bancomatele, nu? Ideea este foarte simplă și chiar am și încercat și am obținut un brevet pe chestia asta. Folosind rețele neuronale, detectam momentul când cineva poartă cagulă. Și mai făcusem și aici am prezentat și tehnologia la Zhao University din China, din Shanghai, o tehnologie prin care pentru camere de supraveghere puteam să analizez traficul uman de acolo, traiectoria oamenilor. Am făcut softul care procesa imaginea de la camera respectivă. Aveai cagula, bă? Da. Aia cu cagula, nu? Exact. Te cunoaște lumea. Tu ești fanul lui, nu? Da, fanul lui cea mai mare, numărul 1, din Republica Moldova, a zis. Vă știți? Da, mi-a prezentat proiectul lui acum 2 zile. Da? Unde e proiectul tău? Acolo, robotul meu. Câți ani ai? 15 ani. Mie mi-a povestit, are foarte mulți senzori, e gândit pentru a putea să fie un robot de casă. Care se numește Cosmo. Da. Prima funcție acestui robot este senzor din incendiu prin transmitere wireless. Vă fac acum o demonstrație, așa. Câteva secunde va transmite un apel spre telefonul mobil. Casa în pericol scrie. Și ai numit contactul. Da. Te-am văzut în niște TEDx-uri, ai fost în mai multe orașe, ai speech-uri și în străinătate? Îmi face și o plăcere să vorbesc în engleză, din ce cauză că rar, rar mai găsesc tot felul de străini care n-au nicio imagine despre România, au auzit și ceva la televizor și așa mai departe și ne-au atașat, să spunem, o ștampilă. Ștampila asta s-a datorat și din cauza noastră. Și tu vrei să o ștergi. Și cu siguranță, eu cred că peste tot pe unde am fost, am scos această ștampilă, dar ți-am spus, nu sunt mulți, sunt foarte puțini cei care ne pun această ștampilă și sunt de obicei cei care n-au fost în România sau cei care n-au văzut român până acum. Și știu că ai devenit și ambasador al turismului românesc. Da, este o distincție onorifică, pentru că am promovat România peste tot și nu neapărat frumusețea României, din punct de vedere geografic și oamenii pe care îi avem, am încercat să promovez și o Românie altfel, o Românie tehnologizată, o Românie cu oameni, să spunem, smart, care știu să facă lucruri interesante și eu zic că mi-am făcut o treabă cât de cât bună, ținând cont că totul a fost din pasiune, nu am cerut un ban, nu am cerut vreodată ceva. Știu că ești într-o companie foarte plăcută, mai e Simona Halep, mai e Horia Tecău, Alexandru Tomescu. Ai pașaport diplomatic? Da, am primit și pașaport diplomatic. Surprinzător, cu pașaportul diplomatic n-am putut să merg în Arabia Saudită. Cum așa? Nu m-au lăsat înăuntru și a trebuit să-mi eliberez și pașaport simplu, deci am și pașaport simplu. Ce se întâmplă într-un minut pe internet? Într-un minut pe internet sunt 40 de ore de YouTube. Oamenii atât vizualizează într-un minut de internet, pe YouTube doar. 40 de ore de informație, 40 de ore de conținut, video, ceea ce este extraordinar. Avem o tehnologie extraordinară, dar trebuie să ne folosim și noi, românii, de această tehnologie să creăm lucruri extraordinare. Apropo de distinții, există un asteroid care poartă numele tău, cum e în povestea asta? Datorită premiului pe care l-am câștigat, în America, Universitatea MIT are un centru de astrofizică și au denumit un asteroid, inițial avea alt nume, cu numele meu. Ionuț? Sau Alexandru, doar Budișteanu. Și după aia mai are și un prefix la sfârșit, că poate să mai pare vreun alt Budișteanu. Asta ce este? Sunt modelele noastre pentru WebDollar, cum funcționează. Aici analizam cum să implementăm Proof of Stake. Mai întâi se proiectează, se gândește ideea și după aceea se vede dacă se poate implementa. Deci ca să poți să vezi dacă se poate implementa, mai întâi trebuie să o verifici cu pixul. Ionuț, dacă printre cei care ne privesc sunt tineri care, sigur, te admiră, te știu, vor să facă ce faci tu, ai avea să le dai un sfat? Sfatul meu este că orice se poate realiza, este foarte multă muncă, tu ești persoana care pune în practică ideea respectivă, nu trebuie să te aștepți la minuni, nu trebuie să te aștepți la stat, nu trebuie să te aștepți la nu știu ce firmă, tu ești cel care ai șansa să o pui în practică. Este o competiție foarte mare, că nu concurez cu 18 milioane de români, cu încă vreo 4-5 milioane de moldoveni, ci concurez cu 7 miliarde de oameni, 1 miliard de indieni, 1 miliard de chinezi care învață tot timpul, muncesc din non-stop și dacă vrei să faci ceva, se poate face cu siguranță, dar trebuie să muncești 24 din 24. Dar dacă faci cu pasiune, nu vei simți nicio secundă. Că lucrezi sau că muncești, nu vei simți lucrul acesta. Cam atât pentru astăzi. Pe mine mă impresionează talentul, tenacitatea și forța de muncă a lui Ionuț, dar mai ales dorința de a duce mai departe România prin tehnologie. Sper că v-a plăcut și pe data viitoare. Vă pup!